Ieri în Ardud a avut loc ședința biroului organizației TSD Ardud. În cadrul ședinței s-a ales o nouă conducere a biroului organizației locale TSD. Noul birou de conducere în urma alegerilor este format din președinte Sorin Păcurar, secretar executiv Adrian Crișan, vicepreședinci Bogdan Păcurar, Remus Ianc, Marius Stoian, Reca Petran, Răzvan Pinta, Florin Bazgău și Dorin Buzga. La ședință au participat președintele TSD Satomare Raul Băbțan, președintele PSD Ardud Cristian Vasil, secretarul TSD Satomare Cătălin Groza, vicepreședintele TSD Satomare Daniel Supuran, membrul PSD Ardut Ștefan Melnic și tineri socialdemocrați ai orașului Ardut. Tinerii socialdemocrați din Ardut sunt hotărâți ca în anul 2016, atunci când vor avea loc alegerile pentru primărie, să lupte și să trimită la primăria orașului Ardut un primar pesedist.